Salutare, omule! Nu știu dacă ai auzit de Black Friday, dar e posibil să fii auzit și să-ți fi cumpărat o grămadă de chestii și o grămadă de tâmpenii de care probabil că nici nu ai nevoie și acum când se apropie finalul Black Friday, să-ți dai seama că, de fapt, nu ai cumpărat cadouri pentru cei dragi. Și aici vreau să-ți dau câteva motive foarte bune pentru care ai putea să faci cadouri celor dragi, pentru că binele ți se întoarce ție direct. Nu pentru că îți fac ei cadouri înapoi, ci pentru că tu beneficiezi direct de pe urma cadourilor pe care tu le faci celor dragi. Sau nu trebuie să fie neapărat dragi, poate să fie colegii de la muncă care nu sunt neapărat cei dragi. Înțelege ce zic? Efectiv, să faci cadouri îți face ție bine. Și iată 5 motive. În primul rând, creezi o conexiune mai puternică și cred că de asta avem noi nevoie în ziua de astăzi. Conexiuni mai puternice cu cei mulți oameni pe care îi cunoaștem. Când faci un cadou unui coleg de la serviciu, te gândești ce ar putea să-i placă lui, ce o să-i folosească, iar acel lucru se simte când îi faci cadoul, pentru că el realizează că tu te-ai gândit la el, te-ai gândit la preferințele lui și asta creează o conexiune mai strânsă între voi doi. Doi la mână, e dovedit științific atunci când dai un cadou cuiva, eliberezi niște chimicale ale fericirii, și anume endorfine, serotonină și dopamină. Le eliberezi când faci cadou cuiva ceva, fără să te aștepți neapărat la ceva înapoi. Asta are și o denumire și se cheamă în engleză helper high. Adică e un fel de stare de fericire a celui care ajută. Trei la mână, acest lucru o să-ți crească încrederea în sine, pentru că această stare de bine și faptul că ai făcut ceva bine cuiva o să te facă pe tine să ai încredere în tine. Și patru la mână, îți scade nivelul de anxietate, pentru că, bineînțeles, acești hormoni ai fericirii împreună cu această încredere îți scade nivelul de anxietate. Poate să fie chiar terapeutic să aduci cuiva la birou o cafea, să-i faci cadou o simplă cafea și să te simți mai bine și mai puțin anxios. Și cinci la mână, pare neverosimil, dar îți prelungește viața. Și asta s-a demonstrat în acest studiu în care un om de știință a luat un număr semnificativ de oameni și i-a urmărit timp de 5 ani și ceea ce a demonstrat el este că cei care dăruiau au avut o speranță de viață semnificativ mai mare decât cei care se așteptau la cadouri, adică cei care primeau cadouri și dăruiau mai puțin. Și în acest sens, dacă tu crezi că ar fi benefic să faci niște cadouri celor apropiați ție, iată câteva idei. Ți-am zis deja, poți să te duci la colegul de la muncă să-i faci cadou o cafea sau poți să gătești ceva, niște cookies acasă și să te duci la muncă cu acele bunătăți și să le faci cadou celor dragi. Sau ce puteți să faceți este să intrați pe site-ul celor de la Tipli care susțin această colaborare. Și ceea ce deja v-am arătat este că pe Tipli ai o sumedenie de magazine, efectiv o tonă de magazine, și atunci când intri pe acest magazin, de exemplu te duci pe Lensa și vrei să cumperi o pereche de ochelari colegii de la birou, dacă intri pe Lensa de pe Tipli, o să primești 10% înapoi pe orice cumpărătură faci pe Lensa intrând de pe Tipli. Spre exemplu, noi acum am intrat pe Lensa de pe Tipli, mergem și verificăm ce au în stoc și dacă iau acești ochelari, din cei 120 de lei, 12 lei o să se întoarcă la mine. Dacă cumpăr acești ochelari de 309 lei, 30 de lei se vor întoarce la mine. Și tot așa. Iar lista de magazine continuă la nesfârșit. Ai Epantof, ai Answer, ai Notino, ai AliExpress, ai Decathlon, Elephant, Libris și așa mai departe. So, dacă n-ați apucat încă să faceți cadouri de Black Friday celor dragi, e momentul să intrați pe Tipli. Vă alegeți magazinul, faceți cumpărături de acolo, iar un procent din bani se întorc înapoi la voi și atunci puteți să vă faceți voi cadou vouă înapoi, făcând cadouri altora. Sună destul de bine. Apropo, dacă urmezi linkul din descriere, primești 30 de lei cadou la prima comandă pe care o faci. Mulțumesc celor de la Tipli pentru această nouă colaborare, iar noi ne vedem cu altă ocazie. Oameni buni, aveți grijă de voi și faceți alegeri corecte. Pe curând!